La fel cu un omagiu pentru mame a venit și interpretul Adi, ce și-a bucurat admiratoarele lansând videoclip la frumoasa piesă ce-ți provoacă fiori până la lacrimi. Dialog cu mama este intitulată piesa, iar videoclipul se potrivește perfect cu mesajul ei. Prezențele masculine în videoclip ce fredonează pe rând din piesă demonstrează astfel dragostea și recunoștința pentru cele ce ne oferă viață. Pentru mami, ce aș putea să vă mai spun, interpretul a reușit să-și uimească fanii având parte numai de păreri pozitive și merită din plin toată aprecierea dumneavoastră. Mă întreb uneori, măicuță prin gând, cum era mamă când era mic. Năzbâtii știu bine, vai cât am făcut, însă toate rămân în trecut. Interpretul Adi și-a bucurat fanii cu încă un videoclip. La data de 9 martie a lansat videoclipul pentru piesa Dialog cu mama, aducând drept omagiu pentru mama sa, dar și pentru toate mamele. Exact pe data de 9 martie, după Ziua Internațională a Femeilor, am lansat un videoclip la melodia Dialog cu mama și pe această undă aș vrea să mulțumesc mult tuturor celor care au luat parte la acest videoclip. Începând de la echipa ce a muncit asupra acestui videoclip, precum și tuturor oamenilor deosebiți ce au venit cu mare drag pentru a cânta pentru mamele lor și pentru toate mamele moldovei noastre și nu numai. Bătrână, de-acum spune-mi tu doar pe toate le știi. Videoclipul prezintă o valoare mai mult spirituală, fiind prezentate mai multe persoane ce fredonează versurile piesei, iar artistul se face prezent doar la finalul videoclipului. Urmărind cu atenție acest videoclip, se creează impresia că interpretul dorește să transmită un mesaj, similar cu acel al piesei. Însă cine sunt protagoniștii videoclipului și despre ce mesaj este vorba ne spune însuși interpretul. Mesajul e simplu. Mulțumire mamei, mulțumire ființei care și-a jertfit tinerețea, și-a jertfit frumusețea, și-a jertfit timpul, diminețile, nopțile și zilele în întregime pentru noi, pentru copiilor, mamele. Am decis să apar doar la sfârșitul videoclipului pentru că cei pe care vedeți în videoclip sunt oameni cunoscuți, sunt oameni poate mai puțin cunoscuți, atât actori precum și interpreți. Au luat parte și, după cum ați văzut, și un fotbalist, vorba de Valentin Furdui, un stilist, copii din studioul pentru copii picături muzicale și nu pot uita de pictorul Dumitru Balică, cel care e de fapt mai mult rolul principal decât interpretul, dar asta a fost ideea și conceptul videoclipului. Mă bucur foarte mult că a ieșit ceea ce mi-am dorit din start. Spatele protagoniștilor este atârnat un tablou ce reprezintă chipul unei bătrânele și care se combină perfect cu versurile piesei. Tabloul pe care îl vedeți în spate e pictat de Dumitru Balică și echipul unei mame bătrâne. Mai exact nu știu a cărei mame, dacă e vorba de o bunică sau străbunică a pictorului Dumitru Balică, mai exact nu pot să vă spun. Mai multe detalii despre videoclip ne oferă însuși interpretul Adi. Videoclipul a fost filmat în Chișinău, în studioul de lucru a pictorului Dumitru Balică. Videoclipul nu e bazat pe multe imagini, pe multe investiții financiare, e bazat mai mult pe investiția umană. Și să știți că fiecare dintre noi, indiferent că suntem bărbați, că suntem doamne sau domnițe, avem de transmis un mesaj pentru cea mai scumpă ființă, pentru cea mai sfântă ființă pentru noi, mama. Și în general, melodia e una de drag, e una de dor pe care sper și cred că o veți putea asculta pe tot parcursul timpului. Nu am așteptări mai mari, voiam doar ca această melodie să aibă o haină video. După mine e o melodie care merită și vreau foarte mult să mulțumesc compozitorului acestui cântec, Pavel Cămurari.
Vai cât am făcut, însă toate rămân în trecut. Adesea mă întreb cum te poți ierta orice greșeală doar cu lacrima. Tu mai că nici când nimic n-ai cerut, doar acasă să vin și atât. Spune-mi, mamă, de ce încărunțești cu ochii triști, de ce mă privești? Spune-mi, mamă, de ce copii nu mai suntem și tu, bătrână de-acum? Spune-mi tu doar pe toate le știi. Tu doar pe toate le știi. În ochii tăi, mama, rămânem la fel, acea fetiță, acel băiețel, mereu cu probleme, mereu cu idei, pentru care dai toți anii tăi. Glasul tău plâng e alături oricând, ne ești îngerul sfânt pe pământ. Cu dragostea ta ne încălzești inima, tu mereu ne aduci liniștea. Spune-mi, mamă, de ce încărunțești cu ochii triști, de ce mă privești? Spune-mi, mamă, de ce copii nu mai suntem și tu, bătrână de-acum? Spune-mi tu doar pe toate le știi. Spune-mi, mamă, de ce copii nu mai suntem și tu, mamă, de ce încărunțești cu ochii triști, de ce mă privești? Spune-mi, mamă, de ce copii nu mai suntem și tu, bătrână de-acum? Doar pe toate le știi. Tu doar pe toate le știi. Tu doar pe toate le știi. Mamă.